Consiliul Regal a luat notă de starea de sănătate a Majestății sale, regele Mihai al României, care a fost supus recent unei operații chirurgicale. Cel care a transmis mesajul a fost Andrew Popper, șeful casei Majestății sale, regele. Regele Mihai a decis să transmită următorul mesaj. Citez: În ultimele săptămâni am primit vestea unui serios diagnostic medical. Această situație vine în anul în care familia și țara, sărbătoresc 150 de ani de la fondarea dinastiei și a statului român modern. Sunt sigur că fica mea, Margareta, cu custodele coroanei, va găsi înțelepciunea și forța de a mă reprezenta și de a duce la îndeplinire toate acțiunile mele publice. Am cerut Consiliului Regal să-și continue menirea și să prezinte sfatul său cu custodelui coroanei. Mihai Rege, 1 martie 2016. Închid citatul. Consiliul Regal a fost primit de majestatea sa regele în dimineața de miercuri 2 martie 2016. Conform normelor fundamentale ale familiei regale a României, Consiliul Regal rămâne la dispoziția custodelui coroanei. Vestea că starea de sănătate a regelui Mihai I s-a înrăutățit a luat prin surprindere pe toată lumea. Membrii Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei au luat act cu regret de decizia majestății sale, regelui Mihai I, de a se retrage din viața publică. O țară întreagă se roagă acum pentru regele ei. Am avut acum, dacă vreți, o explicație a retragerii din spațiu public, a retragii neoficiale, pentru că de ieri este oficială, retragerii din spațiu public a majestății sale regelui. Uh ați auzit probabil care a fost diagnosticul cel puțin în ceea ce privește leucemia fiind cronică proiectă de mai mult timp adică cu siguranță de mai mult timp era în, în organism, nu putem decât să ne îndreptăm rugăciunile către Dumnezeu să facă o minune cu regele și să fim aproape de familia regală cu tot ceea ce se poate Aveți încredere în principiul Margareta și în continuarea a ceea ce reprezintă? Fără discuție dacă vorbim despre un membru al familiei regale care să fie copie fidelă maestății sale regelui, este vorba de principesa moștenitoare Margareta. A fost crescută pentru a deveni regină, este și cea mai mare dintre cele cinci fete ale regelui Mihai. Mihai I este ultimul rege al României, fiul principelui moștenitor Carol al ii Mihai a devenit pentru prima dată rege al României în 1927, după moartea bunicului său Ferdinand. A domnit în două rânduri, între 20 iulie 1927 și 8 iunie 1930, precum și între 6 septembrie 1940 și 30 decembrie 1947. Mihai I al României este unicul supraviețuitor dintre șefii de state europeni din al doilea război mondial. Regele iese acum din viața publică la fel de discret precum i-a fost viața întreagă.